brigada antiteror. Mi-a tăiat lacătul la bicicletă și acum nici măcar nu vrea să dea un document, o dovadă că ei au tăiat-o. Înțeleg, da, dar eu vreau să-mi apăr bunul privat, bicicleta, să-mi dați o dovadă că asta e... Acolo, da. Da, da, dați-mi un document. Ce să aștept? Ce să aștept? Dacă nu mă ascultați... Și-mi dați un document? Doamne, deocamdată, dumneavoastră, tulburați o liniște. Nu mai tulbur, mi-a stăiat bicicleta, vreau să mă lămâi. Apropiați prea mult de un anumit obiectiv și nu o să vă lăsăm să vă apropiați acolo, da? Deci vă rog eu frumos, îmi dă cineva un document pentru bicicleta distrusă, pentru bunul distrus. Bicicleta dumneavoastră va fi predată, da? Ia-i la poliție, dar e cu lacătul tăiat, vreau să știu cine l-a tăiat. Puteți să mergeți la poliție să o ridicați. Dar eu vreau dovadă că mi-a l-a tăiat cineva lacătul. Deocamdată, deranjați o anumită activitate pe care o face poliția. Cum o deranjez? Prin faptul că vă apropiați prea mult de un anumit obiectiv poziție de noi. Rămân aici, dar dați-mi cineva... Dați-vă mai în spate, vă rog. Cât de în spate? Unde erați înainte să vorbim cu noi? Păi și pe aici am trecut adineauri. Bine. Îmi dați vreo cineva, vreo document, vreo dovadă? O să vă dea o dovadă în momentul în care vă luați bicicleta, bine? Păi poliția a zis că nu-mi dă. Să-mi dea cineva, antiterul sau cine a tăiat. Aveți toate variantele să vă adresați statul român. Vă rog, rămâneți acolo și nu mai provocați scandal. Nu provoc scandal, dar documentez. Și o să arăt statului român că încalcă drepturile omului. Îmi dă cineva un document, o dovadă că au tăiat lacătul. Nu înțelegeți că nu ați, aveți legătură cu poliția, nu vine a tăia poliția. Nu am ce să vă dau, eu. Păi și ce să fac? Cum să eu am înțeles, dacă ați luat telefonul ăla și nu mă filmați, poate discutăm. Dacă. Eu v-am spus și e drept. Păi nu, eu secret, nu vreau să fie varianta oficială ce prevede varianta, legea. Varianta oficială v-am spus că nu v-a luat-o poliția și nu am ce să vă ajut. Vă aduc la cunoștință că în acest moment sunteți filmat, inclusiv dumneavoastră. Bine. Și cu ce pot să vă ajut, cu altceva? Nu am vreau ce să vă dau eu, nu a greșit poliția cu nimic, nu v-am luat nimic eu. Nu măcar am ce să vă dau la mână. Un proces verbal de predare a bicicletei, nu? Ca să am dovadă că am luat-o de la poliție. Eu am înțeles, eu ca să vă fac o dovadă că v-am predat bicicleta, vă dau fix așa cum este. Da. Eu nu am altceva să vă dau. Da, așa, să-mi spuneți că e cu lacătul tăiat. Nu am ce să vă dau eu așa ceva, nu v-am tăiat eu absolut nimic. De ce nu înțelegeți păi asta? Noastră ați primit-o cu lacătul tăiat, așa și spuneți eu că ați primit-o cu lacătul. Nu am pus-o eu acolo, nu am pus mâna eu. Dar cum o să dați proces verbal când mi-o întoarceți? Un proces verbal, cum întoarceți, exact, o bicicletă și un lacăt tăiat. Așa o scrieți acolo, nu? Haideți, vă rog, să-mi dați bicicleta, că stau deja de mult timp aici. Mă rog, închideți telefonul și merg și cu dumneavoastră. Dumneavoastră tot trebuie să aveți asta tot timpul pornită camera, nu? Că închideți telefonul și mergeți. Poate vreți să mă dați după colț să mă bateți, nu? Comportament de poliție. Închide telefonul și după aia merge. Poate mă dați după colț și mă bateți cu pompieri împreună, că tot le par și lor suspect. Stat polițienesc. Bine că n-au tăiat chiar bicicleta. Cadru. Oprește camera. În timp ce el trebuia să o pornească, să aibă și el dovadă. Îmi zice, oprește camera. Nu, că rămân aici, în colț. Aici este sediul de poliție. Aici dacă rămân, nu așteptați afară cu telefonul, apriți, vă rog frumos. Aici nu aveți bine, voie. Bine, dar scoateți în dumneavoastră bici. Aici am voie. Aici... Nu aveți voie, v-am explicat foarte clar. Dacă doriți să primați asta, aici e spațiu public. Nu, nu este spațiu public. Dar ce e aici? Este anticamera biroului de poliție și aveți acces. În anticamera aveți date de interes public, adică nu aveți nimic secret aici. Foarte frumos, dacă doriți să filmați, nu am nicio problemă. Dați-mi, vă rog, bicicleta. Dați-mi, vă rog, bicicleta. Comportament de mafie. Și cum sunt înarmați, oricând poate le spară că ești periculos, te împuște. Sau să primească ordine și te împușcă. Fără nicio zvâcnire, fără nicio ezitare. Și ei, și jandarmii, și poliția locală. România e stat polițienesc. Și aici societatea civilă parlamentează, discută. Cum să facem, spărem civilizați. Mai ales când vin delegații oficiale. Stau toți în poziție de drept, se aranjează bine ajutoarele umanitare. Curăță, spală WC-ele, bagă și prize pentru refugiați în sălile de așteptare, dar prelungitoarele cele nu sunt conectate la curent electric, doar așa, de ochii lumii. De pe timpul lui Ceaușescu, știm să mimăm activitatea.
și ajutorul. Să ne prefacem, vopsim și iarba să-i pară frumos șefului. Bine, mulțumesc. În zona administrativă înțeleg, dar aici în hol nu e nicio problemă. Am întocmit o dovadă, am scris bicicleta tip semicursieră, culoare neagră, inscripționată așa. Și așa. Un sistem antifur de culoare neagră tăiat. Perfect. În baza, perfect. Așa, v-am dat un număr de înregistrare. Ca să nu fie vina dumneavoastră, să aflăm după aceea vina cu era. Așa vi s-a predat dumneavoastră. Trebuie să-mi semnați aici, s-a predat am primit. Și pe a doua, asta rămâne a dumneavoastră. Un exemplar, da. Și aici scrieți, am primit un exemplar și semnătura, vă rog. Ulterior, eu cred că puteți să vă îndreptați și online, petiție. Da, da, o să fac demersuri ca să aflu cine a tăiat. Așa. Eu o să facă demersuri, eu o să fac și un proces verbal, prin care o să specific cine mi-a predat-o, da, da, cum da, mi-a predat-o, da, da, da. Și că a fost predată către dumneavoastră, cum am primit-o eu. Corect, corect. Mai departe. Mersi. Am făcut, da. La revedere. Au tăiat lacătul. Coței, bandiții, teroriști.